210 locuri noi de muncă sunt vacante în județul Mehedinți. Mai multe detalii sunt disponibile la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, care se adresează șomerilor indemnizați sau neindemnizați. Persoanele interesate au la dispoziție 210 locuri de muncă vacante care pot fi consultate la sediile Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Mehedinți oferă astăzi tuturor persoanelor care doresc un loc de muncă un număr total de 210 locuri de muncă declarate vacante de către mai mulți angajatori din județul nostru, după cum urmează: ajutor de bucătar 1 loc, asfaltator 1, asistent medical generalist 1, asistent manager 1, bucătar 1, brutar 1, confecționă îmbrăcăminte 2, coafor 2, consilier juridic 1, dulgher 6, femeie de serviciu 1, faianțar 5 locuri, finisor hârtie carton 1, fierar betonist 1, frizer 2, inginer proiectant în construcții 1 loc, inginer mecanic 1 loc, instalator instalații tehnico-sanitare și gaze 1 loc, instalator sanitar 5, ifronist 2, încărcător-descărcător 1, îngrijitor clădir 1, lăcătuș mecanic 59, lăcătuș construcții metalice 5, lucrător comercial 3, lucrător gestionar 2, manipulant mărfur 6, menajeră 1 loc, muncitor necalificat în diferite domenii de activitate 16, necalificat în construcții 9, operator fabricare nutrețuri combinate 5, pizar 2, pasnic 1 loc, șofer 6, sudor 37, săpător manual 1, șef stație PECO 1, șef district 1 loc, tubulator naval 5, vânzător 1 loc, zugrav 1 loc și 9 locuri de zidari. Cei interesați pot consulta atât ofertele de muncă, cât și cursurile de formare profesională la sediul AJOFM din municipiul Drobeta-Turnu Severin, dar și în Orșova, Strehaia, Baia de Aramă, Vânjumare și Comuna Cușmir.